Ambasadei Germaniei, Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii, Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, Fondului Monetar Internațional, OSCE, Organizației Națiunilor Unite, Guvernului Republicii Moldova, Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Justiției, Procuraturii Generale, Consiliului Superior al Magistraturii, Prese Libere din Republica Moldova. Declarația Consiliului Marii Adunări Naționale privind teroarea exercitată de holdingul mediatic al lui Plahotniuc, îndreptat împotriva platformei de imitație adevăr și a întregii mișcări protestatare. În ultimul timp, mai ales după autointitularea oligarhului Plahotniuc drept coordonator executiv peste toate instituțiile statului, holdingul său mediatic, de esență teroristă și propagandistică, a lansat în spațiul public al audiovizualului mai multe mârșăvii vizând liderul platformei de imitație adevăr și președinte al Consiliului Marii Adunări Naționale, Andrei Năstase. Adevăratul scop al acestor campanii murdare de difuzare internet și în spațiul audiovizual a unor filme trucate, fabricate la comanda oligarhului de sorginte criminală, este pe de o parte discreditarea mișcării protestatare, unica forță capabilă să scoată statul din captivitate și să destructurizeze caracatița urmăritului de Interpol, precum și pregătirea opiniei publice pentru soluția criminală a regimului de arestare a liderului platformei de imitație adevăr cu eliminarea acestuia din cursa prezidențială. Pe de altă parte, se urmărește distragerea atenției opiniei publice naționale și internaționale de la furtul miliardelor, sărăcia fără precedent, corupția endemică, încarcerarea ilegală și criminală a deținuților politici, eșuarea statului de drept, privatizarea clientelară a întreprinderilor de stat, pederizarea țării prin șantaj și corupere. Aceste manipulări ieftine și josnice ar putea fi ușor ridiculizate, dar killerii lui Plahotniuc nu ar fi depășit orice limită dacă killerii lui Plahotniuc nu ar fi depășit orice limită admisibilă în raportul dintre spațiul public și cel privat. Astfel, aceștia au încălcat legea penală atunci când au pătruns în spațiul privat al familiei Năstase, când au recurs la urmărirea și intimidarea membrilor acestuia, inclusiv a copiilor, prin filajul ilegal fizic și electronic pe teritoriul Germaniei, precum și atunci când au violat secretul corespondenței și cel bancar. În această ordine de idei, adresarea către autoritățile germane pentru protecție și cu o plângere penală împotriva numitului Plahotniuc, ca beneficiar și comanditar al acestei hărțuiri fără de precedent, ce a depășit orice limită și hotare, rămâne a fi unica soluție în condițiile în care instituțiile de drept ale Republicii Moldova sunt în captivitatea oligarhului și urmăresc satisfacerea unor denunțuri vădit false. De asemenea, prin intermediul celor 10 radiodifuzori pe care îi deține contrar legii, monopolizând circa 85% din spațiul audiovizual, urmăritul de Interpol, Plahotniuc, manipulează